Astăzi alături de noi se află un antreprenor care a făcut din acest produs o, nu știu, o minune care reușește să ajungă în multe alte colțuri ale lumii, nu doar în Republica Moldova. Este vorba despre domnul Lilian Florea, antreprenor. Bună seara și bine ați revenit la noi, domnule Florea. Bună seara. Bună seara. Bine v-am regăsit. Eu mi-amintesc că dățile precedente în care ne-am întâlnit, am vorbit tot timpul despre sport, despre stil de viață sănătos, exact. Despre maratoane, iată, despre nuci, n-am mai vorbit. Și mă bucur că astăzi în sfârșit avem oportunitatea. Și asta tot este stilul de viață sănătos. Dacă consumi nuci. Exact. Dumneavoastră ați, cum să zic, ați îmbrățișat pasiunea asta, pentru că mie mi se pare că poți să desfășori o asemenea activitate numai din dragoste, pentru natură, pentru produsele naturii și pentru oameni. Da, totul e un hobby, toți suntem veniți de la țară și totul a început ca o îndeletnicire de suflet. Dar cu timpul am mers și am studiat mai mult ce ar putea, dacă nucul ar putea aduce un venit în afară de frumusețe. Am studiat mai multe în internet, evident, în alte surse, exact, da, așa. Și am făcut calcule și evident am văzut că e posibil, dar ca să faci, să vezi unde, trebuie să vezi cu ochii tăi. Deci am făcut câteva studii de vizită în Statele Unite și în Franța. Sunt țările care au o tehnologie modernă și cresc nucile în metode intensive. Dar de ce ați ales totuși nucile, nucul? Fiindcă nucul aduce, în afară de nuca în sine, se poate face multe produse cu valoare adăugată. Deci, respectiv, nu doar nucile în sine se consumă, dar se fac diferite derivate din nuci, ca dulceață, ca miere, nucile cu miere, ca nucile, deci, în diferite siropuri. Nuci în ciocolată, nuci cu sare, deci, un produs nou care noi să vrem să-l dezvoltăm este produsul hamburgerul vegan. Deci o să fie produs, sperăm într-o an de zile să ieșim cu el pe piață, deci o să fie iarăși din nuci, da, o să fie hamburger Ikea, din nuci. Da, o să fie 100% vegetal. Am înțeles. Da. Foarte interesant, iar dumneavoastră ne-ați adus aici și câteva exemple de produse derivate din nuci. Aici avem această nucată despre care eu deja am pomenit de vreo câteva ori. N-am gustat niciodată. Este un produs nou care noi îl lansăm chiar acum pe piață, deci în următoarele săptămâni o să fie lansat oficial, dar deci este prima ocazie la televiziune să o prezentăm astăzi. Deci astăzi este produsul este lansat. Da. O să putem vă servesc? Să da, vă mulțumesc. Deci nucata se servește ca și sine, ca o băutură, se servește ca digestiv. Deci este foarte bună, da, ca digestiv. Ea este cunoscută și ca denumire ca nocino în Italia. Se face, este un lichior de nuci vers. El se maturează, nucile se culeg la sfârșit de luna iunie, se măcerează. Ele, deci, în primul rând se taie, se adaugă câteva componente specifice și apoi două luni de zile, dacă e în sticlă, ea trebuie minuțios amestecată, deci, dar dacă e în butoaie, ea se pompează în fiecare zi, deci este un proces destul de minuțios și, da, și de durată două luni. După două luni se adaugă ceva zahăr sau sirop fără zahăr și iarăși două luni de zile. Deci e un proces foarte mare, deci se începe de la sfârșitul lui iunie și abia în sfârșitul lui noiembrie, deci la Crăciun, atunci ea este bună de servit. Am înțeles. Și este foarte bună, deci care cui le place, iată așa, este, servește cu, și cu gheață, deci, mă rog, noi astăzi nu avem gheață, dar servește cu gheață ca și whisky. Am înțeles. Ce alte ingrediente are? Iertați-mă, nu știu dacă am fost deci, așa. Nucile verzi. Da, este coarjă de lămâie. Coarjă de lămâie. Este scorțișoară puțină. Și mai sunt câteva care sunt din rețetele noastre secrete care nu se, da. Chiar asta vreau să vă întreb, dacă ați respectat rețeta internațională clasică este, care se găsește peste este tot? Un mix dintre rețeta a buneilor străbunilor noștri, fiindcă ei făceau mixtură de asta foarte concentrată și o foloseau când aveau probleme cu stomacul, cu intestinele și era servită asta, dar noi am făcut-o ca o băutură alcoolică.
Deci ea poate fi folosită nu ca sine, și ca sine însăși, dar se folosește și în multe cocktailuri. Iată, acum lucrăm cu câțiva barmeni care le-am dat rețete diferite cocktailuri, dar ele ei le adaptează la gusturile Balcanilor sau a regiunii noastre și o să fie degrabă o să iasă și cocktailuri diferite cu nucată. Da. Haideți să gustăm. Putem să și ciocnim așa? Să ciocnim. N-am mai ciocnit la televizor în emisiune niciodată. Ia să vedem. După. Ce intens. Gustul. Mm-hmm. Foarte intens. Simți tot. E foarte bun. E foarte, foarte bun. Ar trebui să spuneți că ar trebui să o consumăm separat ca băutură, dacă vrem să ne delectăm. Deci ca aperitiv, merge ca aperitiv, de exemplu, cu gheață înainte de masă, sau... iar după masă, după o masă copioasă, cum se la noi se face la moldoveni. Da? Iată, după asta 30 de mililitri, 50 de mililitri. Perfect. Perfect, da, ca digestiv. Ca digestiv, da. Să știți că mi-a plăcut. Îmi place. Îmi pare bine, da. Este foarte interesant. Îmi pare bine, da. O să mă limitez doar la o înghițitură, că totuși mai am o emisiune înainte de prezentat. Ce mai voiam să vă întreb? Despre, nu știu, cred că toată lumea cunoaște despre beneficiile nucilor, dar eu cred că nu strică să le mai aducem aminte oamenilor ce produs minune sunt nucile. Da. La ce ne ajută? Corect. Deci nucile, mie îmi place să spun că nucile sunt somonul moldovenilor. Fiindcă noi nu avem somon, deci trebuie să-l importăm, să-l aducem din Oceanul Înghețat, din Oceanul de Nord, din Statele Unite, din Norvegia, iar nuca conține aminoacizi omega-3. Deci ăștia sunt acizii care sunt acizii tinereții, sunt acizii care protejează de boala Alzheimer, diabetul saharat, deci sunt foarte multe, inclusiv conține grăsimi, toți spun că mă tem să nu mănânc nuci, fiindcă conține sunt grase, dar sunt foarte calorice. Dar 30-50 de grame de zi de nucă, deci este normal pentru un om să consume, fiindcă chiar și grăsimile care sunt acolo sunt grăsimi bune, sănătoase, da, și care nu îngurcă deloc, invers ajută la organismul ăsta. În afară de multe elemente, vitamine și toate acestea care conține nuca, dar principalul este omega-3 și grăsimile sănătoase, deci care ne ajută. Inclusiv din nuci se fac și creme diferite și pentru îngrijire. Scrap pentru piele. Da, pentru piele. Deci sunt foarte nuca toți folosește, chiar și coaja de nucă care e verde se folosește în medicină la medicamente. Frunza din copac tot exact așa se folosește. Deci nimic nu se pierde. Nu se pierde. Nu se risipește. Da, da. Arată atât de bine și miezul ăsta de nucă, o să-mi permit să gust. Este soiul Chandler, este un soi american, este foarte productiv și plus este și deschis la culoare. Unul din cele mai deschise un miez de culoare deschisă. Proprietatea lui este foarte, foarte mare. Deci, practic, dacă este cu irigare, se poate de ajuns și la 6 tone la hectar de obținut nuci în coajă de acest soi. Când soiurile noastre cele mai productive din Moldova poate să dea maximum o tonă. Deci, este diferența dintre o tonă și 6. În ce țări ajung nucile dumneavoastră? Am avut export chiar și în Malaysia. Dar nucile, deci majoritatea nucilor din Moldova se exportă în Uniunea Europeană. Ei sunt consumatori foarte mari, special Germania, Italia consumă și deja diferite, Turcia, Emiratele Arabe, deci se interesează acum și vor să cumpere. Deci este vast. Noi producem, deci Moldova, da, produce undeva 20.000 de tone de nuci pe an. Deci stare suntem bune. Undeva 5 ani în lume la producerea nucilor noi. Sunt foarte bune. Am mâncat, am băut, am făcut tot ceea ce trebuia. La dumneavoastră în casă, cum se mănâncă cel mai des nucile copiilor? Le plac? Copiii mai puțin, dar sunt eu care... Eu în fiecare dimineață, deci cu terciu de musli, deci permanent 10 grame adaug. Acum, între mese tot timpul ți-e foame de ceva. Cel mai bine, iarăși, 10 grame de nuci și iată așa două între mese și am 30, acele 30 de grame de nuci pe zi, iată, le necesare. Consum. Da, necesare. Și sunt și bine, și sănătos, și sățios. Adică
Domnule Florea, nu pot să nu vă întreb și despre sport și despre alergat. La ce, pentru ce vă pregătiți în această perioadă? Eu sunt sigură că vă pregătiți pentru vreun maraton pe undeva prin lumea asta. Da, eu am făcut acele 6 maratoane majors. Deja de 4 din ele le-am repetat și mai am încă 2 din ele care trebuie să le fac ca să primesc o țină 2 medalii. Deci dacă cu o medalie singur sunt peste 7.000 de oameni în lume, cu 2 medalii sunt undeva acum 40 și ceva. Și eu vreau să devin în cifra asta mai mică, știți, nu trai 7.000. Acum mă gândesc să fac în toamnă Malaga ca să pot mă califica pentru Boston, maratonul din Boston. Dar cel mai principal este acum că ficiorul meu cel mic a intrat și el în gust și vrea și el să alerge și ne pregătim pentru competiția lui oficială care o să fie la Maratonul Internațional din Chișinău, unde e prima lui curs oficială de 10 km. Câți ani are? 14 ani. Înțeles. O să aibă în curând. Da. Și iată, da, o să fie a lui primii 10 km și oficiali. Soția aleargă? Soția aleargă așa de plăcere când vrea, da. Când are chef. Când are chef, exact. Am înțeles. Mulțumim tare mult, domnule Florea, pentru prezență. E pentru plăcere, că n-ați venit cu mâna goală, ci așa cum spuneam, ne-ați servit cu nuci și cu nucat. Avem și aici nuci în miere. Am văzut că ne-ați adus acolo în culise și nucă în ciocolată. Ciocolată, da. Care e un adevărat deliciu. Vă mulțumim tare mult și fie ca nucile moldovenești să bucure papilele gustative a câtor mai mulți oameni de pe planeta asta. Așa o să fie. Doamne ajută! Ne mai vedem cu siguranță. Mulțumesc. Mulțumim tare mult!